even get to bronze. La un nou episod de Survivor cu Texapecu. Am încercat să mai fac o dată asta și l-am mai omorât odată. Nu mă interesează sabia lui de Diamond, tot e praf la PvP. Deci, lume și bine am găsit la un nou episod de Survivor aici alături de Mircea. De ce eu? În al nostru drag Batcave de aici. Batman. Îți place cum am intrat? Da. Un pic am jucat și eu așa off camera, mai exact am făcut ferma asta aici, micuță de Netherwatch. Este un creeper gigant deasupra noastră. Ba nu. Uite-te, unde e noi și eu. Îți garantez că nu iei de la Resers Pack. În schimb, e un creeper aici. Slash difficulty piece. Nu. Nu, eram pe difficulty. Zombie baby. Nu-mi plac zombie baby. Zombie baby. Bun. Ar trebui să luăm și chestii din chestul ăsta să le punem în noua casă, că le iau eu repede. Le sortez eu când ajung. Mai iau tu câteva chestii pe jos când nu mai am loc în inventar. Nu. Vezi că sunt chestii importante acolo. Nu. Sunt două stacuri de fier acolo, toate stacurile exact pe care le avem. Cred. Nu? Wow, zombie în casă. Mai avem 20. Da, o să ne punem ușor acasă, bine? Unde? Mă degrabă trapdoors. Și nu, ușa. Ușa și trapdoors. De ce și trapdoors? Magie. Am mai creat un chest, dar nu știu de ce, o să vedem noi, o să găsim noi o întrebuințare cândva. Unde ai aruncat chestii? Ce chestii? Acele iron. Oh, da. Exact. Oh, da. Na, random pe aici câteva lucruri, așa, inclusiv mâncarea, ai grijă, este tot în chestul de random. Don't do that. Îmi place că în chestul de armuri am pus și 3 armuri de cal. O, pe bune! Da. Arată de parcă... A rămas cu o viață și jumătate. Yay. Următoarea lovitoră va fi lovitoră final. Exact. Da, nu va exista o următoare lovitură. Ok, nu va exista. Știam eu că ești. Aproape. Bă, vizu ce sabia, ce facem aici? Bun, deci cât timp suntem în overall, o să dau repede difficulty peaceful, că e cam nasol. E nervant, nu e nasol. Oh, gata, astea sunt full aici, crescute. Nu sunt full. Nu cred, nu sunt full, nu sunt. Ok. Deci, ca de obicei, timpul de speed build. We'll be right back.
gata și speed build-ul nostru. Ok. Ok, lume, ne-am întors. Mircea se întoarce și imediat. Își face patul, îl avem încă pe fundal. Da, corect. Mirci. Parcur. Ce? Parcur. Ce parcur? Vede că de greu este să fac patul meu. Pe bune. Dar ce pat ai? Am un pat care este și în același timp canapea. Atunci e destul de greu de făcut, mă gândesc. Da. Ok, măcar te avem ca și companie pe fundal. Să vreau pe casa. Bun, și o să facem și câteva geamuri așa, ca să intre lumina frumos, frumos. Dar pe treaba mea am nevoie sticla. Te auzi pe tine acum? Pe mine nu mă aud. Ok. Așa, 20. S-a furat pe casa. Stai că nu prea mai avem coal, mai avem în chesturi. Uite, mai avem aici 30 ceva, mai pun și de aici un pic. Și când mai mergem la minați, ne mai ducem după nițica coal, bine? După nițica va coal. Îs gata. Bine, să mai mergem după coal când mai mergem la minat, bine? Că nu prea mai avem atât de mult. Stai puțin. Nu știu eu de ce, dacă nu prea mai merg ăștia. Bine, aștept. Spune ceva. Da. Firar. Ce da, ce firar? M-auzi? O să dau nașpa. Da, m-auzi? Da. Atenție, ai bine. Ok. Gata, gata casa, hai să vezi. Bun, și asta e forma aproape finală a casei, vom avea niște geamuri de pus. Și trebuie Iron Door. De ce n-am făcut Iron Door? Nu! De ce Iron Door? Ca să nu intre zombie. Ai doar pe hard, mă, doar pe hard poți să spargă uși. Și trapdoor-uri și din astea. Ce dat. Cum? Nic. Stai puțin, vreau să încerc ceva. Cum arată? Tu ai o idee, nu putem să o facem. Pentru că și dacă am face, am face doar un rând, pentru că nu putem spunem aici încă una, știi? Da. Așa că nu, la... Sau să facem așa un rând din asta? Pe acoperiș. Hai să facem așa un rând din asta. Da, nu, arată, ar fi nașpa. Anunță-mă pe mine că eu am topor de fier. Când vrei să spargi de ceva, am zis, bine? Folosește-l cu grijă. Folosește-l înțelept. Ce topari? Apropo, suntem iar într-un pic de speed build. Dar un speed build doar de câteva secunde, o să zic eu când se oprește. Oh, nu! Acum e gaură mare! Pot intra caracatițele! Astupa, astupa, astupa! Yes! Bun, încă va fi speed build, pentru că vreau să fac toate geamurile. Aici, pe zidul ăsta, nu o să fac geam, pentru că... Auzi, sau să las doar geamul ăsta? Auzi, că în ăsta avem chesturi și chestii. Întrebare. Unde se spunează mai des slime-urile? Ce rare văd în 1.8. În biomul de... Cum zice? Ăla cu mlaștine, în mlaștină. În mlaștină? În mlaștină, în... În mlaștină? În mlaștină, da. Nu știu, nu mă interesează pronunția. Absolut deloc. Deci, da, dar numai acolo îi poți găsi. Nu că acolo se spawnează cel mai des. Numai acolo se spawnează. Atent. Ce mai faci? Știi cum doream să facem la minereuri? Nu. Un bloc și după aia un rând în jos de minereuri. Nu, un bloc și un rând în lateral de minereuri. Arată mai bine. Atunci avem mai puțin spațiu pentru minereuri. Da, numai că nu sunt prea multe tipuri de minereuri în Minecraft, știi? Da. Și în plus, ce vrei să facem la Diamond? Apropo,
are 25 de diamond. Da. Nu știu dacă ți-a marcat în speed build, am venit trept de aici și l-a pus în cuptor, da, și l-a luat înapoi. O să-l pun din nou. Stai, nu, nu scoate ce în cuptor. Nu scoate ce în cuptor. Pune chestul de minereuri și lasă-l acolo. Nu, în asta gol. Nu, lasă-l în chestul de minereuri. Nu zău. Bine. Dar lasă-l în chestul de minereuri. În niciun caz, o să-l folosești pe toate pentru jail-uri. Nu folosesc, îți promit. Dar lași acolo, acolo stau toate minereurile. Nu de atât, dar nu vreau să-l las la tine că tu-l pierzi. Pe bune, ai aruncat un pic de diamond în lavă. Pune repede diamondul acolo până nu-l pierzi pe ăla. Ups! L-ai furat. Da. Și l-am pus în chest, acolo unde le pui tu pe toate restul. Pune-le pe toate în chest. Pune-le pe toate în chest. Scot keep inventory-ul și te bat. Bine, îl pun. Stai să te bat. Hei, scoate hack-ul. N-am niciun hack. Hai să vedem, poate s-o mai terminat. Te rog, spune că filmează. Filmez, yay! Yay! Ce tare ar fi fost să nu filmez, nu? Nu! Uite, asta e full. Auzi, ce facem noi cu Nether... Ce facem noi cu Nether Wart-ul? În afară de enchanting-uri. Nu enchanting-uri, pardon. Nu enchanting-uri, din alea poțiuni. Apă. Cu Nether Wart-ul facem poțiunile în abletule? Păi am și zis! Ai spus enchanturi de poțiuni. Am zis enchanturi, după am zis poțiuni. N-am zis de poțiuni, doamne. Cum ar fi enchanturi de poțiuni? De când se enchantează poțiunile? Gunpowder. De când se enchantează poțiunile, mă rog? Cu glowstone adică, și cu da. Dar nu se pune ca enchant ăla, se pune ca upgrade în... Pentru că îți facem brewing stand, nu... Mi s-a dus sabia. Apropo, ți-am spart helmetul. Și mi s-a dus sabia. Și picioarele mi le-au dus. Ok, armura mea e aproape gata, mă duc să-mi fac un full set nou. Da, și aproape mea. Okay. Ce? Ok, promitem că nu o să facem niciodată armură de diamant. Niciodată. Niciodată. Dar pune în chest, eu nu fac nimic cu diamantele, pentru că n-am ce să fac cu diamantele, să fim serioși, railuri. Nu, el... Nu-l faci din orice. Dar pe bune, eu mă duc să fac niște railuri. Puțin doar. Hei, am luat deja minereurile, nu te mai ajută să mă bați. Dar dacă vrei să-mi duci de tot armura. Oh, bine că n-am luat mult redstone. Am luat un stack de redstone, dar nu o să folosesc decât puțin. Mă, nu-i mult în comparație cu cât avem. Bine, și 28 de gold. Asta e mult. Cum? E. Și nu fac decât atâta, pe bune. Juliano, uite-te la geam. Bune, și mi-am nevoie de sticuri. La geam sau la acoperiș? Bună ziua, Juliano. Rămâi acolo? Rămâi acolo? Rămâi acolo? Rămâi acolo? Oh, vreau să-ți foci. Eram foarte aproape. N-am fost decât 24 power drail-uri, e o glumă. Apropo, eu sunt Rudy Dudu. Bun, eu mai iau, nu mai iau gold, lasă, nu vreau să propădesc tot goldul pe chestia asta. Câte stacuri de restul n-ai luat? N-am folosit... Aceasta poți... Nu, doar 4 restul, am folosit doar 4. Okay. Vezi că, apropo, această poțiune a casei nu e luminată. Da, am uitat să pun aici la loc cele două torțe. Ok. Bun, auzi, eu mai am nevoie de multe încă railuri. Mai au gold? Am o întrebare. Mai e un stack de gold, vrei tu să faci ceva cu el sau mai iau din el? Nu știu. Zi, vrei să faci ceva cu el sau îl iau eu? Adică nu-l iau pe tot, dar... De gold. Goldul pentru mine este nefolositor. Ce o să iau jumătate de stack, bine? Bine. În rest, las acolo pentru că este ornamental. O să mai facem un ceas din astea, știi? Da. Unde e chestul random? Pe acolo, pe undeva, îl găsești.
Asta e, mai trebuie să mai iau și 6 redstone. Oh, și doar să fac asta. Unde ești? O să mă mor, nu? Nu. Uită-te. Bine. Da. Am așteptat cam aproape tot episodul ăsta. Nu o să fac aia. Bun, 60 de power drail-uri. Atunci, mai avem nevoie de încă foarte puțin rest. Mai să mai zicem încă vreo 10. Ca să mai fac câteva torțe, știi? Ca să pot să fac power pentru rail-uri. Bun. Perfect. Mai au deci un rail. Ah, dar chiar. O să iau și un pietru de fier, stai un pic. O să iau două diamante. Eu o să iau fix 6 fier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru că o să fac un set doar de rail-uri normale, adică 16. Pentru că, pentru curbe, știi, la astea, știi? Da, na. Am o întrebare. Da. Unde o să găsim reeds? Ce? Reeds. Ce? Reeds. Zi-te rog în română, că nu știu... Sugar cane. Cum? Sugar cane. Sugar... Oh, da, ai dreptate, nu știu, ah, eu am câteva creade, uite-te în chest. Se spunea înainte reeds. Păi sunt, plimbă-te pe aici pe malul mării și o să găsești câte ceva. Ok. Mă duc și... Bă, eu unde cântor pe... Nope, nu mă duc în nicio aventură până nu fac cu sabie nouă. Ce plante ciudate. Nu din diamant. Nu, no, nu-ți fac greși. Din fiar. Eu am făcut de diamant numai pentru că eu sunt mai nablet. Exact, ați văzut. Pe el cu sabie de fier l-am bătut, iar el avea de diamond. Da. Deci nu are dreptul la sabie de diamond. Am găsit un iepure ucigaș și l-am omorât. Păi normal, ai sabie de diamond. Ce ți-ar putea face un iepure ucigaș? Nici pe mine nu m-ar bate un iepure ucigaș. Iepurii ucigaș. Dau mai mult damage. Da, știu, sunt foarte puternici. Știu. Uite un iepure, mult... boom, mort. Fii atent, dau mai mult damage decât Elder Guardianul. Wow. Ok, auzi, eu plec... Patru inimi întregi. A, știu. Bun, eu mă duc mult la peripeție și las aventură, na? Și las rail-uri în urma mea, bine? Și unde o să ducă rail-urile? Păi o să văd eu unde, iar dacă drumul meu nu duce nicăieri, atunci o să vin înapoi și o să sparg toate rail-urile. Și o să... Fiulean ar merita un helmet de diamant, că este nablet la bordul. Să ce vec! Mi s-a părut că mi-a sunat soneria la casă. E o glumă, nu? N-am mai gata, am fost deja toate rail-urile. Și am mers doi pași. Două blocuri, pur și simplu. 60 de blocuri. Bun, asta e totală risipă. Ce o să fac este că o să fac cu rail-uri normale. Și ți-ai dat seama. Și ce înseamnă asta? Bă, da, chiar a sunat sunerea la casa mea. Ne trebuie slime-uri. Ok, mă întorc imediat. Nu fă nimic. Ce faci? Sunt în ocean. Ce e în ocean? Nu, sunt în ocean. Dar ce cauți în ocean? Templu. Oh! De ce? Că primul tower, dacă... Da, nu mă pricep cu templele, e chestie nu adăugat pe un 8 și sincer nu m-a interesat niciodată să găsesc un templu. Așa că nu știu ce este. Știu cum arată oricum din exterior, dar nu știu ce are în interior, nu știu nimic. Și înainte de un 8. Da, dar templu marin s-a adăugat un 8. Auzi, eu o să mai fac câteva rail-uri obișnuite și știi de ce? De ce? Sunt mult mai ușor de foot decât cele normale. Știi cât cer? Cer un stick și 6 fier pentru... 6 fier cu rail-urile. Un stick și 6 fier pentru 16 rail-uri. O să folosesc 18 fier. Ilan. Da. Îți dai seama că...
Gata, am făcut o tonă de railuri. Îți dai seama că tot ce știi despre Minecraft este railuri? Da! Bine că îți dai seama. Și alte câteva chestii, dar în principal da. Am găsit un chest. Pe cel mai faină chestii din Minecraft railurile. Mașinile zbulătoare sunt mai faine. Da, dar nu le poți controla stânga dreapta. Sau cel puțin... riduri. Ai găsit riduri? Da. Nu mai zi riduri, că sună ca și riduri. Riduri. Ai găsit riduri, de ce te bucuri? În sfârșit poți arăta mai frumos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și un power drill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Ah, ok. Și aici nu mai pun power drill, că o luăm în jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auzi, într-un episod, știi ce aș vrea să facem? Nu. Să mergem într-o for... Adică, până în episodul în care, pur și simplu, l-am bătut pe Ender Dragonul, nu ne mai pasă de nimic, ne distrăm numai. Știi ce dorim să facem? Nu. Să facem fiecare două bărci, perfect. Sau doar două bărci. Și să mergem foarte sus în aer și să zburăm, practic. Da, eu știu ce o să, și știi ce o să mai facem? Ce? Ori o să-mi închei seria și fac alta, cel mai plauzibil lucru. Sau a doua versiune ar fi pur și simplu să facem chestii frumoase, case și din astea. Bun, eu am făcut cât am putut, mai am o tonă de power drill, dar nu vreau să le folosesc așa, doar așa. Bun, am la mine câteva redstone, torciuri. N-am văzut pământ timp de vreo 3 ani. Bun, eu pun acum câteva redstone torciuri pentru... Apropo, ghici cum mi s-a spart barca prima oară. Viteză prea mare? M-a lovit o caracatiță. Te-ai zis că caracatițele sunt rele? Păi nici nu și mai rei. Ba nu. Caracatițele sunt mult mai rele. Măcar caracatițele nu sunt veninoase. A, nu tarantulele. Tarantulele sunt mult mai rele ca și caracatițele. Da? Dar caracatițele sunt mult mai rele ca restul. Ca și pingvinii normali. Ba nu. Ba da. Caracatițele te îmbrățișează. Exact. Cu tentaculele lor. Da, dar măcar nu te mușcă și nu-ți dau venin. Ba, poate te mușcă. Te pot mușca. Măcar nu-ți dau venin. Și? Eu mor oricum dacă mă îmbrățișează o caracatiță. Ok, știi... Ia zi, aia e numai problema ta. Este un motiv de ce ne frică. Care? Care are motivul lui? Cum? Sincer să fiu, nu știu care e motivul meu. Tu știi care e motivul tău de ce se frică de caracatiță? Da. De ce? Arată nașpa. Sunt scriboase. Nu, de... De unde ți-a venit frica în primul loc? De când eram mic, mi-era un pic frică de caracatițe, mereu mi s-au părut foarte nasoale. Și după aia toate jocurile astea în care boșii sunt caracatițele. Pe ce fac? Cel mai nasol fiind Tomb Raider Underworld-ul. Ce ți-am făcut? L-am jucat. Nu mi-a făcut absolut nimic. Adică m-am omorât de câteva ori, dar în mod pașnic. Chiar te-am omorât? Era un... E zombie? Cum? E zombie? Nu, mă refer într-un joc, nu în viața reală. M-am omorât de câteva ori, exact. Da, așa apoi am revenit la viață. Nu-i mare lucru. Și-a murit din nou. Apropo, cred că am găsit la perete. Cred că am ajuns la perete. Ce perete? Știi tu când ajungi foarte, foarte departe în lumea? Ah, la World Border se numește. Nu, perete și mai... Nu, cea perete. Cum adică? Mergi foarte, foarte departe. Găsești un perete pur și simplu foarte mare de blocuri care este foarte flat. Ce fel de blocuri?
orice dirt, stone, de parcă pământul ar fi... Porc! M-a lovit de un porc în timp ce mergeam cu minecart-ul. Oh. Credeam că mă numea pe mine porc. De ce nu? Am văzut cât de slab sunt. Da, e poate. Apropo, dacă mă întrebați de unde știu pe Mircea de la școală. Nu parcă a fost prima oară la karate? Da, după am aflat că ești la școală. Da. Trebuie să omor o vacă. De ce nu o oaie? Omoară oi! Omoară oi, că avem nevoie de pat. Ai îmi găsit diamante. Și n-am făcut un pat. Da, nu...